Salutare minunaților! Bine v-am regăsit la un nou episod Marca Manifest, 4 pași pentru a fi oricine vrei să fii. O nouă săptămână, un nou set de instrumente pentru îngrijorare. Vă invit să vă luați carnețelul, să vă așezați comod și să luați notițe în continuare. Imaginați-vă că gândurile voastre sunt ca un televizor. Uneori rămânem blocați pe un post pe care se transmit toate îngrijorările noastre, ceea ce ne face să vedem diverse lucruri rele care ni se întâmplă în viitor. Dacă ne uităm la el, n-o să ne simțim mai bine. Dar știai că ai puterea să alegi la ce să te gândești? Închipuieți că ai o telecomandă și că poți schimba posturile TV. Pe un alt post vezi o emisiune care are un deznodământ mai fericit. Dacă urmărești postul ăsta nou, o să te simți mult mai bine. Așadar, data viitoare, când te simți îngrijorat, gândește-te să schimbi postul. Alege să-ți imaginezi un deznodământ mai bun sau că totul se sfârșește în favoarea ta. Folosește-ți puterea minții ca să te ajute să te simți mai bine. Puneți la îndoială îngrijorarea. De multe ori, grijile noastre nu sunt bazate pe realitate și nu trebuie să le dăm voie să ne controleze. Asta este adevărat, mai ales când suntem îngrijorați de ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. N-avem cum să prezicem viitorul și aproape niciun lucru de care ne temem nu se întâmplă cu adevărat. Trebuie să ne înfruntăm îngrijorările și să le punem la îndoială. Iată câteva întrebări pe care ți le poți pune când ești îngrijorat în privința unui lucru. Știu că lucrul ăsta este adevărat sau că se va întâmpla în mod sigur? Mi-am mai făcut griji pentru acest lucru și cu alte ocazii? Ce s-a întâmplat atunci? Există un alt fel de a privi situația sau o altă explicație pentru ea? Ce pot să fac ca să schimb situația dacă într-adevăr îngrijorarea este întemeiată? Data viitoare, când ești îngrijorat, încearcă să răspunzi la aceste întrebări ca să te ajute să pui la îndoială și să înfrunți lucrurile pentru care îți faci griji. Poți revii la această carte ca să te ajute să-ți amintești întrebările. După câteva încercări, o să fii în stare să-ți amintești imediat întrebările și o să te descurci de minune să-ți pui la îndoială îngrijorările. Începem să ținem sub control o parte dintre griji dacă găsim soluții. Ținându-ne grijile sub control, o să ne simțim mai bine deoarece vom fi mai pregătiți și mai capabili să le facem față. De exemplu, dacă ne facem griji că vom uita să luăm ceva la școală în ziua următoare, n-avem decât să așezăm acel obiect la ușa de la intrare în seara dinainte, ca să ne ajute să ținem minte. Sau dacă suntem îngrijorați de ceva ce auzim la știri, rugăm un adult să ne explice despre ce e vorba, ca să înțelegem mai bine. E o idee bună să punem la cale un plan care să ne ajute să fim pregătiți dacă lucrul care ne îngrijorează chiar devine realitate. Altă idee bună e să vorbim cu o altă persoană, fiindcă aceasta poate să aibă idei care să ne fie de ajutor. Cam atât pentru astăzi, minunaților! A voastră iurită vă dă întâlnire și săptămâna viitoare! Sunteți pupați! Minunații!